noastră, că județ, cu punctele de lucru cu tot care se fac și cu mașina de terapie intensivă, deja sunteți la standardul care există în județele care au ce le trebuie. Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență Daniel Dragne și șefii ai serviciilor pentru situații de urgență din județele Moldovei, dar și din Republica Moldova, au participat astăzi la operaționalizarea punctului de lucru Flămânzi din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani. Înființarea acestuia are ca scop eficientizarea acțiunilor de intervenție prin reducerea timpului de răspuns. Echipajul va executa misiuni specifice în cazul producerii unor situații de urgență pe raza administrativ-teritorială a orașului Flămânzi, comunelor Copălău, Frumușica, Lunca, Prăjeni, Solița și Plugari din județul Iași, cu cele 36 de sate aparținătoare, numărul total de locuitori care vor beneficia de serviciile noii structuri fiind aproximativ 30.000. E un pas înainte, fără nicio discuție. Eu sper să-l completăm și când cumpărăm ambulanțele și cu o mașină pentru SMUD. Începând cu anul viitor, sper să se rezolve treaba asta. Cum ziceam înainte, ordonanța de urgență a fost semnată de ambii miniștri, urmează avizarea ei, care sper că luni să ne iasă de la finanțe, e posibil să intre în ședința de guvern de săptămâna asta care vine. Și atunci IGS-ul o să reia achiziția și pentru serviciile de ambulanță și pentru SMURD, asta e ideea ordonanței, IGS-ul devine o unitate centrală de achiziții pentru ambulanțe. Deci asta este decizia finală, ca să deblocăm situația. Pentru că și la ambulanță avem probleme foarte serioase, ca și la SMURD, de altfel, cu vechimea mașinilor. În rest, felicitări și e un lucru frumos. Faptul că mai vedem puncte de lucru care se deschid și mai ne apropiem de populație din punct de vedere al misiunilor noastre. În loc să venim de la Botoșani, aici până este de la Botoșani venim. Da, de la Botoșani, asigură. Deci, avem și o comună din județul Iași, Plugaria. Păi aici înseamnă că deja timpul de reacție va fi cel puțin înjumătățit la unele puncte, fără nicio discuție. Cum vedeți, noi nu avem limite județene. Deci punctul de la Flămânzi va deservi o zonă din Iași. Și Iașul deservește alte județe. Și uite, așa lucrăm, deci noi nu lucrăm pe competențe administrative. Tocmai asta este ce face instituția asta mai eficientă și mai interesantă, este faptul că nu ține cont de limita administrativă, ține cont de distanță. Cine mai aproape intervine, indiferent din ce județ este. Și asta este foarte important, ca să funcționeze sistemul corect. Deci și ambulanța a început să fie așa, adică dacă înainte, când erau pe banii asigurărilor, asigurările decontau numai pe județul lor și nu le interesa ce se întâmplă în județele limitrofe, cine a lucrat la ambulanța mult timp știe bine că asta a fost una din problemele majore. Deci acum, fiind pe buget, nu mai contează care e limita administrativă, unde ești, ești mai aproape, trebuie să intervii. Deci, și cu cât avem puncte de lucru în plus, cu cât, bineînțeles justificate, cu cât reușim să ajungem mai repede. În mod normal, dacă în oraș ajungem în sub 10 minute la cazurile de cod roșu, în zonele rurale trebuie să ajungem tot în sub 10 minute dacă vrem să tratăm populația egal. Poate că nu reușim în sub 10, dar măcar în 15-20 de minute undeva. Este un lucru foarte bun pentru populație. Un centru, un asemenea centru, este un lucru foarte bun. Este binevenit. Da, sunt și voluntari, sunt și pompierii care veneau de la Botoșani. Înțeles, acum este foarte bine pentru locuitorii din zonă că s-a înființat o asemenea instituție. Da, este vorba de timpul mult mai scurt pentru intervenție. Acum, oricum, sperăm să fie mult mai bine. Dacă vin pregătiți profesioniști, pompieri, angajați, tot timpul am înțeles aici la
la Flămânz, un lucru foarte bun. Vă simțiți mai în siguranță? Mult mai în siguranță, categoric, nici nu se pune problema de așa ceva. Mult mai în siguranță, e un lucru foarte bine, bun făcut, e bine. Da, trebuia făcut, da, de mult, da.